Breaking news, doamnelor și domnilor, 4 migranți au fost descoperiți într-un tir care circula pe centura Ilfov. Ei bine, un șofer se pare că venea transportat, de fapt, legume din Grecia. La un moment dat ar fi auzit un zgomot puternic și când, surpriză. A găsit acolo 4 persoane. Din informațiile pe care le avem în acest moment, surse din poliție spun că acestea au început să lovească în pereții tirului pentru că ar fi rămas fără aer. Între cele 4 persoane sunt și 2 minori. Evident, toate aceste persoane au fost luate de acolo și au început cercetările. Cei 4 vor fi expulzați în țara de origine, fie că, dacă îndeplinesc condițiile, vor fi trimiși în acele centre de imigranți deschise în ultima perioadă în România. Așa este, așteptăm să vedem ce decizie se va lua în acest caz, pentru că spuneai și tu, Marius, polițiștii fac acum mai multe verificări după ce au descoperit așadar aceste 4 persoane într-un tir care de fapt transporta legume și fructe din Grecia.